Salut și bine v-am găsit la un nou clip pe FIFA Mobile, intro-ul clasic de clip aici la noi pe canal. Astăzi vom face primul milestone cu jucătorii din ăștia Ultimate Team of the Year și surprinzător apuc mai rapid să fac acest milestone pe contul de RTG și nu pe contul principal, pentru că aici am făcut 15 din 15, respectiv prima săptămână la Rivals of the Year, am luat mai multe reward-uri, mai multe chestii din alea și respectiv da, ajung să îl fac mai rapid. Deci planul pe clipul acesta este să deschidem exchange-uri până facem acest milestone și să deblocăm acest jucător. Acum am văzut deja ce au mai prins și băieții, mi-au mai zis din comunitate și ce am mai văzut că au deschis alții de pe YouTube, de prin afară, etc. Sunt șanse extrem de mari, de 99% aș zice, să spice fix de 110 aici, de la asta de 110 plus, respectiv între Bellingham, Hakimi și Theo Hernandez. Da, nu prea aș vrea să-mi pice totuși ceva mai sus, dar dacă totuși ies să-mi pice unul din ăștia trei, cred că aș vrea mai degrabă Bellingham, aș vrea să nu-mi pice apărător. Nu că e neapărat mai bun Bellingham decât ceilalți doi neapărat, dar aș vrea să nu-mi pice dintre ei, acum rămâne de văzut. Întâi vreau să deschid de la Reward Puff acest jucător de 106 plus, să vedem ce mi-ar pica. Și avea nevoie de un central back, uite, dacă mi-ar pica de aici un Thiago Silva din ăsta, ar fi frumos, sau un Marquinhos. Sau chiar și un Hakimi. Pe right back mi se pare că la fel, n-am nimica bun la echipa asta pe contul de Road to Glory. Deci orice ar pica, dar să pice ceva ce pot integra la echipa aș vrea, pentru că de vândut nu prea se poate vinde nimica pe aici. Ce de mea, Rodri. Mamă, l-am prins pe ăsta de 3 sau 4 ori. Stai că n-avem nici sunet la joc, mișto. Facem live de 2 ore și ceva și n-avem sunet la joc. Pe Rodri ce de mea, pot să-l bag doar așa la mișto, cum l-am băgat și pe Amrabat. Acolo intermediar pe CM, dar n-are sens. Probabil că l-am pe Chouameni, pe partea aia altă de 103. Lasă-l pe Rodri ăla așa să-și trăiască soarta, văd ce fac cu dumnealui. Și hai să mergem la Peace de Resistance și să deschidem acele exchange-uri. Poate avem noroc și la ele să pice ceva interesant, că trebuie să deschidem cât? 6. Măcar 1-2 walkout-uri și să fie ceva interesant, ar fi frumos. Dar, da, deja clar, ce ne interesează cel mai mult pe clipul ăsta este acel jucător Ultimate Tot, din care sper să am parte de ceva bun, dar probabil va ieși ca întotdeauna, știi? Sper la cei mai bun, dar se primește as always, de fapt. De ce mă bagă la Reward Puff după ce am deschis un exchange? Nu prea are sens, dar ok. Ok. Ia, walkout. Nu e, am înțeles, 101 trap. Văd, poate am ceva resurse, gen jucători din ăștia mulți de 101 și bag și la exchange-urile alea, știi? Că pe market cam nu prea săraci, nu se... de-aia bă, mă bagă tot aici. Să-mi amintească că pot să mai iau de-astea, hai să iau astea, că o să-mi stea aici. Și o să-mi clipească așa, în ochioase, și nu e bine. Să scap de ele rapid. Eu zic Hakimi. Bă, Hakimi totuși e bine, pentru că eu l-am pe Theo Hernandez acolo pe left back, dar pe right back n-am nimic bun. Deci dacă totuși îmi pică fix de 110, să-mi pice măcar Hakimi sau Bellingham. A, pot să deschid și ăsta de 100 plus. Ia să vedem de aici ce ne dă. Walkout? Nu cred. Slabe șanse. Așa e. 101. Mă doare sufletul de câte ori l-am văzut pe Otamendi ăsta deja. Nu mai pot cu el efectiv. Nu mai pot, nu-l mai suport. Sorry, Otamendi. Ești o bomboană de om, poate real life, dar nu te mai suport. Te-am văzut de atâtea ori pe jocul ăsta și la eventul cu World Cup. De nu mi-a picat acel Otamendi la fel de foarte multe ori. Acolo nu mă interesa prea mult. Nu, acolo Acuña mi-a picat de multe ori, nu Otamendi. Tot de la Argentina, dar mi-a picat Acuña. De zeci de ori mi se pare. Hai măcar cu un walkout. Am avut pretenții să-mi pice ceva bunicel și de pe aici. Și ziceam 1-2 walkout-uri minim și ceva să fie bun, dar hai că mă rezum la un walkout măcar și de la amărât de 103 se poate. Din 6 exchange-uri sau nu prea se poate, să înțeleg. Ba, acum sincer, dacă pică fix Hernandez, e cel mai ghinionist pack probabil va fi de ăsta Ultimate Toti, care ar fi putut să fie pe contul ăsta. Dacă pică fix Theo Hernandez, pentru că l-am pe Theo Hernandez de 108 la echipă. Acilea și da, n-am nevoie momentan de ceva mai bun pe poziția respectivă. Și ar fi cam bătaie de joc, sincer, ar fi cam bătaie de joc să-mi dea fix Theo Hernandez, dar vedem. Walkout, wow!
Messi, Neymar, Marquinhos, Militao de 103. Evident că e Militao de 103, clasic, walkout și ăla să fie minimul minim de 103. Mulțumesc ei, te sărut dulce, dulce până la sânge ca întotdeauna. Cu șansele astea, cu drop rate-urile astea la pachete absolut geniale. Te pup, te pup, te pup, te pup, te pup. Încă un walkout măcar, hai că am avut două, să fie tot unul de 103 minim. Așa e, right winger, Martinez. Stați să vă arăt ceva. A, dar nu, cred că pe contul principal, chiar azi sau ieri m-am uitat, aveam 4 Martinez din ăștia. Dar cred că pe contul principal, nu aici. Am 4 de ăștia. Am 4 de ăștia. Mâncaleaș sufletelul lor. 2 aici am. Unul mi se pare că am mai avut aici minim încă unul, l-am folosit la ceva exchange. Și pe contul principal aveam vreo 4. Nu mai pot. Nu mai pot cu ăștia. Efectiv nu mai pot cu Martinez și cu încă câțiva doi jucători de tot pică non-stop la pachetele astea. Mă disperă. Dacă tot dai să-ți pice jucători de ăștia minim la OVR, măcar diversifică-i. Să pice tot de 103 sau de 104, dar măcar să fie alți jucători mai diversificați, să nu pice aceiași non-stop. Acum a sosit momentul culminant. Apogeul. Cum era la limba română situațiile alea dintr-un eseu sau dintr-o compunere sau dintr-o poveste ceva. Era ceva legat de momentul culminant, nu mai țin minte. Și am ajuns la punctul dat al acestui videoclip minunat și acestui live pentru băieții de pe live. Acest pachet minunat, din care, evident, vreau să picem Mbappé, că am văzut că este cel mai scump la 1 miliard. Messi, surprinzător, e doar la vreo 300 și ceva de milioane, deci aparent mai pică ăsta din când în când. Benzema și De Bruyne erau la vreo 600 și ceva de milioane. Chiar și Courtois și ăsta Van Dijk și Modric mi se pare erau puțin peste la preț față de Messi de 112. Dar acum oricare dacă îmi pică de 111 măcar deja e super bine. Dar probabil o să pice ca la toată lumea fix de 110. Am mai zis, ce sper e să nu fie Hernandez. Ăsta ar fi singurul ghinion de aici, am mai zis, pentru că la echipă l-am pe Hernandez acolo de 108. Pe left back. Pe right back n-am nimica bun. Un CM mi-ar prinde bine, Bellingham dacă e să fie fix de 110, dar hai să vedem, nu mai vorbim, aiurea și mult. Hai tată, să mă bucur de show. Hakimi. Cine v-a spamat o grămadă că va fi fix Hakimi? Și la prețul minim, 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 am vorbit ăștia, toți 3 de 110, în momentul de față pe market sunt la prețul minim pentru că pică efectiv la toată lumea. Efectiv pică la toată lumea și sunt și o grămadă de oferte pe market. De fapt sunt, cu schema ți aș putea să-l vând și probabil l-aș vinde pe contul ăsta ca să fac coins, știți că e contul de Road to Glory, chestii și nu prea am cum să fac coins prin prea multe moduri, dar ținând cont că e la prețul minim, orică-l vând, orică-l țin la echipă și după poate la un moment dat să-l aduc la echipă sau să aduc un card de genul la echipă, nu știu. Stai așa că chiar... Bă, știi ce fac? Da, stai, e drept, nu prea și mai dă reset probabil și nu știu dacă merge sau nu schemață ca să-l vând pe acest Hakimi, dar o să fac așa, îl bag pe market. Și cât? În 7 zile expiră de pe market. Dacă în astea 7 zile nu se vinde, atunci asta îl bag la echipă și îl joc. Dar totuși cred că ar fi mai bine dacă aș reuși să-l vând, pentru că mi-ar prinde bine coins și pe acest cont. Pentru că nu prea am ce și cum prea multe opțiuni de unde să fac rost de coins pe acest cont. Și am mai zis, uite, cu 57 de milioane pot să iau probabil 2 jucători de 107 OVR. Chiar 3 poate, de fapt, uite că Neymar de 107 la 20 de milioane, aproape 3 jucători poți iau de 107 și să am ceva mai bun acolo pe mai multe poziții la echipă. Ceea ce m-ar ajuta mai mult respectiv pe acest cont, după cum am zis. Așa că da, vedem, dacă se vinde bine într-o săptămână, dacă după văd că expiră și nu s-a vândut, îl bag direct la echipă și îl joc. N-am avut noroc pe contul ăsta, să zicem mi-a picat ca la toată lumea.
jucătorul ăla minim fix de 110 plus. Acum sunt curios, deci am două milestone-uri, să spunem, pe contul ăsta, unul de 110 plus și unul de 109 plus și respectiv aceleași două pe contul principal. Sunt curios, după ce deschid toate astea pat, parcă simt că o să am ghinionul ăla suprem la toate patru să împice efectiv jucătorul minim posibil. Respectiv la asta doar să împice de 110 dintre Bellingham, Hakimi și Theo Hernandez, deja și pe contul celălalt. Și la asta de 109 să împice doar Eder Militao. Dacă va fi așa, nu știu ce fac, ce zic, cum zic, dar o să fac urât. O să fac urât, dar da, cam atât a fost cu acest clip. Nu vreau să lungim mai mult acest clip pe RTG. Schimbări la echipă nimica nu facem momentan. Am vrut doar să fie așa un mic opening și un prim jucător Ultimate Toti pe care îl deblochez eu. Acile așa. Și nu prea mulțumit, dar ce să facem? Atâta s-a putut. Bye bye!